Președintele organizației Stop Media Ban, Ludmila Belchenkova, a criticat decizia Consiliului pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională, care a lăsat 5 posturi TV fără licență de emisie prin retragerea actelor permisive. În cadrul unei conferințe de presă susținut alături de avocatul Natalia Bayram, ea a declarat că tot ceea ce se face cu privire la presa liberă în Moldova nu poate fi numit libertate de exprimare. Canale закрываются на основе подозрений. Posturile TV sunt închise în baza unor suspiciuni. Constatăm cu regret că legile nu funcționează la noi. Dacă un canal TV poate fi închis pe bază de suspiciune, atunci noi facem apel la toate organizațiile pentru drepturile omului să acorde atenție acestui fapt. La noi în țară se închid canalele de opoziție numite oligarhice și le numesc așa în baza unor suspiciuni sau aceste canale sunt numite pro-Kremlin. Spun că nu le este corectă politica, nu le este corect punctul de vedere și așa mai departe. La celelalte canale apropiate guvernării, acolo totul este bine. Avocatul Natalia Bayram susține că revocarea licenței s-a bazat pe informații false. Am documente care confirmă că reprezentanții postului TV au furnizat absolut toate informațiile despre mijloacele financiare. Prin urmare, justificarea retragerii licenței este nejustificată. În context, Ludmila Belchenkova a venit cu un apel către Consiliul pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională. Прекратите выполнять политический заказ власти. Nu mai îndepliniți ordinele politice ale autorităților. Dacă nu înțelegeți ce se întâmplă, uitați-vă mai bine la ceea ce se întâmplă în justiție cu judecătorii. Ați observat vreo modificare? În general, sunteți la curent cu ceea ce se întâmplă la noi în țară. Vreau ca să înțelegeți că va trebui să răspundeți pentru fiecare decizie pe care o luați. Mai devreme sau mai târziu, acest lucru o să se întâmple. Dar eu vreau să înțelegeți că aveți responsabilitatea personală pentru închiderea presei. За то, что вы закрываете СМИ. Am încercat să obținem o reacție de la șefa Agenției de Investiții, Natalia Bejan, dar aceasta nu a răspuns la telefon. Purtătorul de cuvânt al guvernului, Daniel Vodă, ne-a spus că autoritățile vor continua acțiunile de verificare a beneficiarilor efectiv din spatele unor instituții media. Am subliniat de numărate ori și anterior că nu este vorba de libertate de exprimare, ci utilizarea banilor unor grupări criminal organizate pentru finanțarea unor instituții media. A precizat acesta fără a prezenta careva probe și argumente care nu se regăsesc nici în decizia Consiliului, nici în procesul verbal al ședinței acestuia. Consiliul pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională, care a decis sistarea temporară a emisiei Canal 5 și Maestro FM, a lăsat 5 posturi TV fără licență de emisie prin retragerea actelor permisive. Este vorba de primul în Moldova, Accent TV, Orizont TV, Canal 2 și Canal 3. Printre participanții la ședința acestei structuri se numără premierul Dorin Recean, directorul Agenției de Investiții, cel al SIS și CNEA, ministrul Mediului, al Agriculturii, Justiției, directorul APP, dar și șeful serviciului Vamal. Canal 5 a solicitat instituțiilor respective, dar serviciile de presă ale instituțiilor enumerate nu ne-au răspuns încă la mesaj, iar directorii acestora nu au reacționat la apelurile noastre. Ședința a avut loc la data de 24 mai, iar motivul invocat este încălcarea solicitării Consiliului de a difuza dosarul complet de informații în care nu au fost prezentate datele pentru toate conturile sale bancare. În cazul fiecăruia ar fi fost identificate tranzacții ce ar confirma afilierea cu Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor. Reprezentanții Orizont TV, fondatorul căruia este compania Arhidog, au declarat pentru Canal 5 că la dispoziția autorității au fost puse absolut toate documentele solicitate, inclusiv confirmarea tuturor tranzacțiilor în valoare de peste 10.000 de lei pentru anii 2022, 2023 și 2024, cu indicarea conturilor curente. În ceea ce privește afilierea cu Plahotniuc și Șor, așa cum reiese din documentele publicate de Consiliu, nu este clar cum anume și pe baza căror fapte s-a făcut astfel de concluzii. Reprezentanții Orizont TV insistă că acțiunile Consiliului de Investiții Strategice, a cărui componență este aproape identică cu cea a Comisiei pentru Situații de Urgență, condusă la fel de premierul Recean, sunt motivate politic și reprezintă o persecuție față
față de pozițiile și materialele neconvenabile guvernării pentru că prezintă critic situația din țară. Cât despre postul de televiziune Primul în Moldova, căruia la fel i-a fost retrasă licența prin hotărârea din 24 mai a Consiliului, menționăm că acesta expirase în decembrie 2023, iar Consiliul Audiovizualului refuzase să o extindă.